cu chef de viață și poftă de armonii reale. Ne așezăm în după amiaza asta de marți, lin și blajin, cu un om frumos, un om drag nou, un om de care comunitatea are nevoie. Bine ați venit la Oameni de Poveste, ce bine îmi pare că vă văd, da, mi-a fost dor de voi toți, vă pupăcesc pe ambii obrași și vă îmbrățișez așa cu toate brațele mele, ca multe, multe, multe. Nimic de zis mai mult din partea mea, vă prezint omul meu de poveste, Carmen Ungureanu, antreprenor. Mulțumesc tare, tare mult că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc și eu, Adina, pentru invitație și că ne-ai primit din nou aici, la tine, la Oameni de Poveste, să povestim astăzi. Antreprenorii mei dragi, întotdeauna când zic am nevoie să mai povestim, să vedem ce se mai întâmplă cu orașul ăsta, cu oamenii care muncesc, spuneți da, da, suntem prezenți, chiar dacă vă smulgeți din ale voastre. E normal, pentru că până la urmă a fi antreprenor înseamnă să, din activitatea pe care tu o ai, să o împărtășești și să dai comunității ceva la schimb. Și voi, slavă Domnului, dați câte ceva la schimb în fiecare zi, pentru că munca asta de antreprenor e susținută cu multă hărnicie, cu dărnicie și cu un soi de responsabilitate, zic un soi pentru că e o responsabilitate la alte cote. Cred că, în primul rând, antreprenoriatul se face cu pasiune. Dacă nu ai avea pasiunea pentru ceea ce îți place să faci, îți ar veni un pic mai greu, pentru că, într-adevăr, responsabilitățile sunt foarte mari. Ne uităm acum că suntem în febra asta cu impozit pe cifră de afaceri versus impozit pe profit, cu schimbările pe codul fiscal, cu a crescut euro, crește în continuare. Adică, dacă e să stai să te raportezi strict la activitatea aia de management, care înseamnă aia, ăla este managementul unei afaceri, îți cam dispare un pic așa cheful de a mai... Apele sunt tulburi în România. În 2017, uite că suntem și în cuptor, fierbinte din toate perspectivele, dar noi ne așezăm în evenimentele astea minunate pe care omul cu expertiză, Carmen Ungureanu, le organizează ca la carte de câțiva ani buni încoace. Da, uite că chiar stăteam zilele trecute și mă gândeam că sunt aproape 20 de ani de când eu organizez evenimente sau de când am intrat, să spun așa, în această industrie a organizării evenimentelor și în care în 20 de ani am învățat și sunt convinsă că voi mai învăța încă 20 de ani de acum încolo despre ce înseamnă să organizeze un eveniment. În 20 de ani România s-a schimbat, enorm și cu fiecare zi care trece avem nevoie de o atitudine mai fermă în comunitate. Da, așa este și dacă e să mă gândesc la începuturile mele, organizam evenimente pentru partidele politice, dacă îți poți imagina, da? Congrese, conferințe județene, conferințe municipale, școli de vară pentru organizațiile de tineret. Eram într-o zonă aceasta de organizare și de management a organizării. Ulterior am învățat diferența dintre a organiza și managementul organizării. Sunt nuanțe, e frumos, e provocator și nu e ușor. Asta zic, e frumos, e provocator, dar lucrurile când se așează matematic devin fizicește destul de dificile, pentru că până la urmă munca ta e o muncă de echipă. Adică ești coordonatorul unei echipe. Categoric, a organiza un eveniment nu înseamnă doar să intermediez niște servicii, adică să sun la o sală și să închiriez o sală, să sun niște invitați și să îi aduc speaker acolo, să propun o temă așa, funcție de expertiza lor și hai să creăm un event pe Facebook și începem să dăm invitații și să distribuim așa pe toate grupurile și ce minunat, uite, am organizat un eveniment. Nu. A organiza un eveniment înseamnă mult mai mult, înseamnă o planificare foarte atentă a tuturor resurselor pe care tu le ai, înseamnă un concept pe care tu îl aduci pe piață și pe care de cele mai multe ori e cumva așa, ca la 6 din 49. E o ruletă rusească. Prinde sau nu prinde conceptul pe care îl aduci? E nevoie sau nu e nevoie? Care este trendul? Care este piața? Unde se duce? Care e nevoia pieții? Adică a organiza un eveniment nu e doar a intermedia.
Într-adevăr, există și acțiuni de intermediere foarte mult. E normal, pentru că e vorba de servicii și de furnizori de servicii. Dar evenimentele sunt produse. Mie îmi place în evenimentele propuse de voi cât de armonios se îmbină verbul a face cu verbul a fi. Sunt două verbe importante pe care le găsim cu greutate în alte contexte, îmbinate atât de armonios. Să fim prezenți aici, să fim conștienți că ceea ce facem are un impact în comunitate, dar tot de acolo din comunitate ne extragem până la urmă motivul. Categoric, totdeauna când te gândești să organizezi un eveniment, a organiza evenimentul înseamnă, în primul rând, să afli de ce vrei să-l organizezi. Să-l organizezi pentru mine, da, pentru o nevoie pe care eu am identificat-o la mine, sau pentru comunitate. E foarte important atunci când spui că ești organizator de evenimente, ce fel de evenimente organizezi și de ce le organizezi. Pentru că aflând răspunsul la întrebarea de ce, e simplu, îți afli obiectivele acestui eveniment, scopul și obiectivele evenimentului. Și deja poți să intri într-o matrice și matematic vorbind, ai indicatori cu care tu la final să măsori. Ai indicatorii la care te raportezi în perioada, în procesul de management, în care împreună cu echipa, și o să intre Laura și o să vorbească despre echipă în partea a doua, toată lumea lucrează și toată lumea e ceas elvețian. Stup. Eu îi zic ceas elvețian. Da. Da? Pentru că e foarte mult leadership în echipă, e foarte mult stres în echipă, e foarte mult imprevizibil. Acolo voiam să ajungem, la imprevizibil, pentru că piața despre care vorbim e pestriță din toate perspectivele și mă gândeam la bucătăriile voastre, acolo să mergem, în spatele a ceea ce vedem, glamour, și toată lumea e fericită și cu zâmbetul pe buze, în spate, de fapt, e o muncă sisifică. Să descoperim în tot amalgamul ăsta pestriț exact nevoia aia. Unică. E foarte greu să găsești, să identifici o nevoie unică. Nu există, pentru că asta ar însemna să faci un eveniment pentru o singură persoană. Acolo vorbim de unicitate. Nevoia este unică pentru că noi suntem, ca persoane, suntem unici. Există nevoi comune. Aici când identificăm, intrăm în ceea ce se numește tot în partea de organizare, când identificăm, după ce am identificat scopul și obiectivele, identificăm grupul țintă. Și atunci pe grupul țintă mergi și identifici nevoia. De exemplu, oamenii care sunt într-o comunitate, să spunem, antreprenorială, au anumite nevoi. Funcție de cifra de afaceri, funcție de nivelul afacerii, poți să aduci invitați, poți să aduci o tematică care să fie la început, da, pe startup, sau poți să duci la un nivel de dezvoltare, vorbești despre fonduri de investiții. Sau sunt mai multe teme, da? Funcție de comunitatea, funcție de caracteristicile grupului țintă, a oamenilor pe care tu vrei să-i aduci la eveniment, acolo găsești profunzimea. Și acolo îți afli ceea ce se numește esența și te raportezi la ei. E 2017, suntem la jumătatea lui 2017. Deja evenimentele propuse de voi în anul ăsta au fost cărnoase. Noi anul acesta, recunoaștem, am făcut un pic un pas în spate în ceea ce înseamnă a organiza evenimente în sine. Noi am avut, pe piață am ieșit anul acesta cu programe de dezvoltare personală pentru adulți și pentru adolescenți. Vreau să spun că sunt îndrăgostită de adolescenți, sunt absolut mirifici copiii ăștia, știi? Au o energie și o deschidere sugativă, sunt de informații. Și de minții sclipitoase. Sunt fai, sunt absolut delicioși. Perioada aceasta de vară organizăm și facem cursul care ne este nouă drag și care e patentat oarecum pe piața Iașului, cel de organizare a evenimentelor, în care împărtășim din experiența noastră, din experiența mea de 20 de ani. Mie nu mi-e frică să împărtășesc din experiența mea și să-i ajut și pe ceilalți să devină mai buni și să devină specialiști. Pentru că e foarte ușor să organizezi un eveniment
doar din eu sunt organizator și organizez evenimente. Și da, e simplu. Nu e simplu. Nu e simplu deloc. Dacă te uiți așa, într-un singur weekend în Iașul ăsta sunt N evenimente și ți alegi, mă duc acolo. Și dai seama că tot ceea ce ți-a fost prezentat, că tot ceea ce te-a chemat, de fapt, nu există. A fost doar de... Oh, Doamne! Reclamă! Da. Așa se întâmplă de cele mai multe ori, din păcate, când organizatorii nu dau atenție detaliilor și când au doar foarte buni oameni de comunicare și se pune accentul foarte mult pe ceea ce se numește marketingul evenimentului. Pe afară vopsit gardul, dar foarte, foarte bine, curcubeic, și înăuntru leopardul. Uite că e foarte bine că ai zis că ești dispusă, tu, uite, și Laura Adams, cu care ne întâlnim imediat după pauză, să împărtășiți din experiența voastră. Oamenilor care au nevoie vin spre voi? Da, oamenii vin, mai mult decât atât. Noi anul trecut am organizat la Iași Masterclass, un curs intensiv de 2 zile despre organizarea evenimentelor și management organizării evenimentelor, și după 2 zile mi-am dat seama că nu sunt suficiente 2 zile să pot să vorbesc și să putem să vorbim și să atingem absolut toate etapele, pentru că când vorbim de managementul organizării, înseamnă managementul participanților, înseamnă managementul speakerilor, înseamnă managementul resurselor logistice, înseamnă managementul participanților, înseamnă managementul vânzărilor. Deja m-ai amețit, gata! Înseamnă branding personal, brandul evenimentului, identitatea vizuală a evenimentului, adică sunt foarte multe detalii și nu au fost suficiente 2 zile. Iar anul acesta cu mândrie spunem, și uite că pleacă de la Iași, la Sibiu vom face, în august vom ține acest masterclass. Am fost chemați și invitați tocmai de un organizator de evenimente de la Sibiu, care a văzut evenimentul nostru, organizarea evenimentelor, și spune: Doamne, ce aș vrea să vin și eu online, îl faceți? Și am zis că nu avem încă o platformă să facem cursul acesta online, dar uite, îți propunem ca prin colaborare să putem să facem acest masterclass de 2 zile în care putem să intrăm un pic mai mult în detalii, și masterclass-ul este dedicat și oamenilor de marketing din companii. Pentru că și companiile organizează evenimente, iar evenimentele pe care le organizează companiile se numesc evenimente de marketing. Da? Pentru că promovează imaginea unui produs sau unui serviciu din cadrul unei companii și, până la urmă, promovează compania. Și sunt evenimente de marketing pe care în companie le organizează cine? Oamenii de marketing. Și atunci, hai să profesionalizăm un pic această zonă. Noi suntem dispuși să-i ajutăm pe oameni să învețe. Mai mult decât atât, noi învățăm din fiecare experiență și pe care o are un organizat sau cineva care a organizat un eveniment, pentru că s-a izbit de ceva, de o problemă, de a avut la un moment dat, a început un eveniment și undeva s-a întâmplat ceva. Nu, riscurile sunt foarte mari. Imprevizibilul este la el acasă. Dinamica unui eveniment este ca un flux energetic, tsunami. O, Doamne, da, în tot acest tsunami construim cărămidă cu cărămidă ceea ce comunitatea are nevoie. Nevoile de aici din Iași, oraș academic, un oraș în care există, vrem, nu vrem, chiar dacă sunt foarte mulți cârcotași, mari companii care au nevoie de voi. Cum vin spre voi? Cum vă reperează? Este foarte adevărat că pentru noi zona Iașului, din acest punct de vedere, lumea ne știe deja, e mult mai ușor. De Carmen Ungureanu lumea știe în Iași de câțiva ani de zile, nu știu, de 10 ani, de nu știu, de 5 ani, nu am făcut niciodată statistic să văd de câți ani se știe pe piața Iașului despre mine ca organizator de evenimente. Ne poziționăm mai mult ca și consultant decât organizator în sine, pentru că ne place să-i lăsăm pe oameni să-i ajutăm să-și găsească strategia prin care să-și îndeplinească obiectivele.
Fiecare companie are omul de resurse umane și are omul de marketing. Noi nu facem altceva decât venim să-i ajutăm pe acești doi oameni, resursele umane și marketingul, cum să-și îndeplinească obiectivele pe care le au prin cadrul unui eveniment. Simplu. Și uite, așa am ajuns la cărămida aia care se numește credibilitate și pe care voi ați construit-o moleculă cu moleculă. Da. A venit, știi, acum când stau și mă gândesc, nu cred că mi-am propus vreodată să ajung în acest punct. Cred că prima dată când m-am gândit eu că mi-aș dori să am firmă de organizare evenimente a fost undeva în 2007. A fost prima sămânță care a încolțit. Am avut oarece temeri, nu eram încă pregătită, simțeam că nu-i momentul și atunci nu am făcut altceva decât am învățat. Am învățat. Eu am trecut în organizarea unui eveniment, am trecut prin toate stadiile, adică din echipă am trecut prin toate punctele, prin toată structura, până am ajuns manager de eveniment. E foarte bine că ți înțelegi eu mult mai ușor partenerii care sunt în structurile de nivel inferior. Mai mult decât atât, înțeleg oamenii și știu ce direcții să le dau și cum să pot să-i coordonez. E foarte puțin probabil să vină cineva și să-mi spună din oricare poziție deci o problemă sau așa și eu să spun nu știu. Am trecut pe acolo. Am învățat. Și mai e un avantaj, faptul că evenimentele te lasă să fii creativ la soluții. Și că e nevoie să ai încredere în tine în acel moment și să acționezi atunci. Da, dar la arghețea asta se bazează tot pe experiență, că dacă n-ar fi precedente create multe, multe, multe în spate, atunci panica ar fi foarte aproape, pentru că, așa cum ziceai și tu, ceasul e cât se poate de elvețian. Da, ai greșit sau ți-a dat o virgulă undeva, riști ca întreg ceasul, întreg mecanismul să nu mai funcționeze. Și atunci să ajungi în ziua evenimentului, în ziua în care să implementezi evenimentul și să vezi că nu funcționează, nu vrei. Suntem pe final de întâlnire, draga mea Carmen Ungureanu, și vreau să mai vorbim despre cum vedeți voi comunitatea și ce nevoi ați avea voi dinspre comunitate. Pentru că până la urmă e un parteneriat win-win. Din punct de vedere al nevoilor pe care noi le simțim în comunitate, sunt legate de deschidere atât a companiilor, cât mai ales de deschidere a celorlalți organizatori de evenimente și să înțelegem că suntem într-un domeniu și într-o industrie foarte dinamică în care nu suntem competitori. Aveți tot loc. Există loc pe piață pentru toată lumea și cu cât ne adunăm la aceeași masă și dezbatem mai deschis care ne sunt provocările, cu atât s-ar putea să găsim niște soluții comune. Eu mă bucur de faptul că la cursurile noastre vin oameni care sunt organizatori de evenimente. Asta spune un lucru foarte mare. Deci e suficient, da? Organizatorii de evenimente vin la un curs despre organizarea evenimentelor. Cred că cu asta am spus tot. Păi dacă omul ăsta, Blajin, le vorbește cu atâta fair play, e normal ca oamenii ăia să vrea să interacționeze cu experiența și până la urmă cu bunătatea, că nu vreau să folosim cuvântul ăsta încrâncenare, dar simt pe mai multe paliere în comunitate, în societate, un soi de încrâncenare care până la urmă n-aduce nimic bun și nici nu-și are locul. Nu, categoric nu. Încrâncenarea nu a adus niciodată bine, nicăieri, în istorie. Încrâncenarea a adus războaie. Corect. Să fie pace, să fie bine. Să trăim în comunitate, în armonie, să putem să ne dezvoltăm. Nu putem să ne dezvoltăm dacă suntem așa, într-o balanță în care un palier e, un taler e sus și celălalt e jos. Nu vom reuși să ne dezvoltăm niciodată, nici măcar ca oameni. Cuvintele mele ar fi de prisos, a zis Carmen Ungureanu tot. Ne vedem după pauză cu Laura Gaps.
Cu zâmbetul pe buze, așa e o zi de marți cu două femei frumoase aici la Oameni de Poveste. V-am promis că stăm de vorbă cu consilierul de imagine, cu manager partner Laura Dabs și uite că e cu mine. Mulțumesc tare, tare mult, Laura, că ai venit pe la Oameni de Poveste. Mulțumesc și eu, Adina, pentru invitație. Este minunat să ajung lângă tine de fiecare dată și uite, ne umplem de energie frumoasă. Și ne dă o stare de bine, așa cum ne place nouă să spunem de fiecare dată când ajungem aici. Corect. Știi că oamenii de acasă când aud consilier de imagine, Doamne, când mai e timp de un consilier de imagine? Când eu am atâtea lucruri de făcut, când timp n-am, când totul parcă mă trăiește și nu mai apuc să trăiesc. Eu zic că un consilier de imagine ar fi binevenit pe lângă fiecare dintre noi. E adevărat, într-o era ca a noastră în care totul este pe vizual, în care totul ține de comunicare vizuală, este foarte importantă imaginea. Indiferent că este vorba de imaginea unei companii sau unei persoane, imaginea contează foarte mult. Nu mai putem face absolut nimic fără pic de imagine, fără o fotografie, fără un video, fără o postare, fără o revistă, fără foarte multe informații de genul acesta. Nu mai există în ziua de astăzi, nu mai vezi scrisori trimise prin poștă sau vederi trimise din concediu. Vezi foarte multă comunicare online și totul ține de imagine. Ne-ai dus chiar până în ultimele detalii, pentru că acolo chiar eram cu gândul. Și un e-mail reprezintă până la urmă imaginea. Și un e-mail este imaginea companiei și un e-mail are o semnătură, da? Multe companii folosesc inclusiv fotografie de profil a persoanei angajate pe postul respectiv, că tot vorbim astăzi despre echipe. Este foarte important cum alegi să comunici imaginea companiei tale către clienți, către parteneri și către restul lumii. Pentru că ești omul meu de poveste, nu pot să nu te întreb. Cum a ajuns consilierul de imagine, Laura Dabs, la omul care e acum? Pentru că trebuie să ai foarte, foarte multă încredere în propriile forțe, trebuie să aduni foarte multă experiență din foarte multe perspective ca să poți să zici aici la Oameni de Poveste, da, sunt consilier de imagine. Da, trebuie să aduni foarte multe, într-adevăr sunt foarte mulți ani în spate, foarte multă muncă, foarte multe povești și frumoase și mai puțin frumoase, foarte multă încredere în sine construită în timp, pentru că am avut și eu o perioadă, la fel ca toată lumea, în care nu am fost chiar la înălțime așa ca și încredere în sine, dar am trecut peste. Cred că avem cu toții perioade în care viața ne trage așa câte o resuscitare fizică sau emoțională, de un fel sau altul, și ne aduce așa cu picioarele pe pământ, dar dacă avem tăria să mergem mai departe, uite, reușim. În parteneriatele voastre, atunci când vorbiți despre stima de sine, cam cum decurge discuția? Este foarte important cu cine discuți. Care este întrebarea de fapt? E adevărat, stima de sine este foarte importantă. Dacă privim din punctul nostru de vedere, stima noastră de sine este foarte bine. Dar dacă privim din punctul de vedere al participanților, al cursanților, de exemplu, acolo avem întotdeauna de lucru și ne bucurăm să vedem evoluție la fiecare curs. Dacă vorbim cu partenerii, la fel, de cele mai multe ori există o stimă de sine la cote maxime și lucrul ăsta ne bucură. Și e adevărat că suntem într-o perioadă în care ne alegem foarte bine partenerii. Nu lucrăm chiar cu oricine își dorește să lucreze cu noi, suntem un pic aroganți aici la capitolul ăsta, dar este foarte important pentru că orice colaborare, orice asociere, orice parteneriat contribuie la imaginea ta. Te poate dărâma sau te poate ajuta să te construiești pe mai departe și să ajungi mai sus. Aș lăsa deoparte cuvântul aroganță și aș spune doar credibilitate și punctul ăla în care ești în luxul de a-ți permite anumite colaborări, pentru că mulți vor, dar puțin până la urmă sunt cei care ar trebui să primească. E adevărat că sunt foarte multe solicitări, chiar și noi primim destul de des solicitări. Sunt și perioade în care oamenii nu îndrăznesc să ajungă să ne solicite astfel de colaborări, pentru că știu că avem parteneriate de ani de zile în spate, la care ținem foarte mult și mergem în continuare. Tocmai pentru că asocierea de imagine este foarte importantă și pentru că ținem foarte mult la calitatea serviciilor noastre și a partenerilor noștri, nu facem niciun fel de rabat și da, suntem foarte selective. Colega ta, Carmen Ungureanu, vorbea despre echipă și despre ițele astea domestice ale ceasului elvețian. Cum te simți în echipă?
ca peștele în apă. Eu mă simt minunat pentru că am o experiență în spate în a lucra cu echipe, în a lucra cu echipe pe plan local, dar și la nivel național. Și atunci când coordonez o echipă la nivel național este mult mai greu de gestionat, dar este o încercare foarte frumoasă și am o mare parte din prieteni și din foști colegi, colaboratori care îmi știu povestea și cu care mai împărtășesc chiar și astăzi din experiențele respective și te ajută foarte mult să jonglezi între statutul de șef și cel de lider. Este foarte important ce fel de manager ești pentru echipa ta. Da, aici nuanțele sunt felurite și fiecare ia ce-i convine. Până la urmă, ați lua ce-ți convine are loc într-un astfel de parteneriat? Indiferent că vorbim despre parteneriate sau că vorbim despre cei pe care îi luăm ca și angajați sau pe internship, da, este o selecție întotdeauna. Nu putem primi pe toată lumea, la fel ca în orice alt loc și de fiecare dată există niște criterii prin care selectăm persoanele respective. Sunt anumite lucruri esențiale atunci când îți alegi niște parteneri sau îți alegi o echipă pentru organizarea evenimentului. Și tocmai asta vom detalia foarte bine atât mâine la cursul de management organizării evenimentelor, care va fi sub formula unui workshop, dar și la masterclass-ul pe care îl vom face la Sibiu. Până la Sibiu e vorba de ziua de mâine, când se anunță un workshop mult dorit. Ce așteptări au oamenii care vin? Oamenii își doresc să află foarte multe informații, și nu orice fel de informații, informații aplicabile. Este foarte important să avem structura de bază, să avem informațiile cu care să putem pleca la drum acum și să avem rezultate cât mai repede. Și asta așteaptă oamenii de fiecare dată și cei care au participat la workshop-urile noastre știu că noi cu asta începem, cu lista de întrebări a așteptărilor pe care ceilalți le au de la noi referitor la acel workshop. Și încheiem cu o surpriză foarte frumoasă, dar vă așteptăm acolo să descoperiți. Laura Dabs a pus punctul pe ei. Toți vrem să se întâmple, hic et nunc, acum, aici, vreau să plec instruit, vreau să plec măcar cu 10 idei cărnoase care să mă aducă spre evoluție, dar imediat, în pasul următor pe care îl fac. Da, pentru că nu mai avem răbdare să stăm, să aflăm, să studiem, să descoperim și astăzi avem într-adevăr o oportunitate extraordinară prin intermediul acelor cursuri care ne ajută să aflăm informații foarte repede. Esențializăm și construim pe lângă individ exact ceea ce are nevoie. Dar e timp? Fizic. Este timp, da, este. Dacă structurăm informația în așa fel încât să o dăm la o anumită valoare, da, este timp. Putem structura informația pe parcursul celor 3 ore la workshop și pe parcursul la 2 zile la masterclass, aceeași informație, doar că în funcție de timpul respectiv detaliem mai mult. Care a fost cea mai frumoasă declarație de dragoste pentru voi, dragilor, după un astfel de eveniment, după un workshop, după un masterclass, de la un partener de-al vostru? Uite, de la parteneri nu rețin acum, adică nu-mi vine nimic în minte la modul acesta, dar pot să spune declarații nu de dragoste, de apreciere din partea participanților pe care i-am avut și îmi pare rău că, uite, nu avem la noi caietul în care luăm notițe fizic, în care ne scriu cei care participă și ne detaliază starea lor de spirit de după acel eveniment și cei mai mulți spun că au trecut printr-o etapă de transformare, că au descoperit lucruri despre ei pe care nu știau că există sau au redescoperit anumite lucruri de care uitaseră. E foarte frumoasă povestea, că e așa, ca la făt frumos, crește într-o zi, cât alții într-o săptămână sau mai mult. Ce se întâmplă mâine? Faceți o primire, oamenii au mai fost, sunt oameni cu care vă cunoașteți. Hai să mergem acolo cu gândul măcar într-un astfel de eveniment pentru cei de acasă care încă n-au avut curajul ăla să vină spre un astfel de eveniment. Da, atunci când auzi de un curs care se referă la organizarea evenimentelor, te gândești că este vorba de organizarea unui anumit tip de evenimente în funcție de ceea ce te interesează pe tine.
Dacă îți organizezi nunta sau botezul, te gândești că o fi despre asta. Dacă organizezi un concert sau ai în minte un concert, te gândești că o fi despre asta sau că o fi despre un eveniment dedicat companiei. Ei bine, tipul acesta de eveniment pe care noi îl facem este destinat tuturor, pentru că este o structură de bază aplicabilă în orice variantă. Nu este dedicat pe un singur domeniu anume și, într-adevăr, cei care vin mâine, o mare parte din ei sunt din foștii cursanți de la celelalte cursuri pe care noi le-am făcut de pe personal branding. Ce am mai avut noi, Carmen? De la conferințele din urmă, de la Beauty and Wellness, de la alte conferințe din urmă, de la workshop-uri, Startup Be Smart. Am avut foarte multe evenimente, că uite, da, acum ele îmi rulează prin minte și încep să-mi aduc aminte. Și da, mare parte din participanții de mâine ne cunosc deja din cadrul celorlalte cursuri organizate și asta ne măgulește foarte mult, pentru că ne confirmă faptul că informațiile pe care noi le dăm sunt foarte bune calitativ și, într-adevăr, le pot aplica imediat. E mult mai ușor și pentru voi, pentru că bazele fiind deja așezate, intrați oarecum direct în pâine. Un astfel de eveniment, ar zice unii că e exclusivist pentru oamenii cu bani, pentru oamenii care își permit. Uite, o să te mire faptul că nu este un eveniment scump cel de mâine. E adevărat că informația este foarte valoroasă și că același tip de eveniment l-am făcut și la prețuri mai mari, dar ne dorim foarte mult să împărtășim din experiența noastră chiar și celor care nu își permit să dea anumite sume de bani, cum sunt, de exemplu, studenții sau tinerii care vor să-și ia un job pe vară sau care vor să aibă o perioadă de internship sau care își doresc să evolueze, dar nu au în momentul acesta resurse financiare extraordinare. Iar uite, parte din cursanții de mâine care au fost cursanți la alte evenimente ale noastre vin chiar și fără să plătească, pentru că au fost cursanții noștri. Adică sunt variante și variante în funcție de anumite criterii pe care noi le stabilim, astfel încât să fie totul foarte bine pentru toată lumea. Ce bine că e Laura Daps cu noi și mai avem timp un pic, e consilierul nostru de imagine și extragem de la tine câteva ponturi. Pentru că, uite, fiecare dintre noi ne aflăm în posibilitatea de a fi... A trebui neapărat să ne prezentăm așa la un nivel maxim, ca prezență, ca discurs, și nu ne mai găsim cuvintele, și nu ne mai găsim hainele, și nu ne mai găsim coafiura, și nu ne mai găsim nici pe noi. De unde să începem să ne liniștim un pic? E clar că tot începe de la noi. E o problemă dacă nu ne găsim pe noi, da. Într-adevăr. Dar totul ține de atitudine. Întotdeauna ține de atitudine, de modul cum alegi să treci prin lucruri. Eu am o vorbă care îmi place foarte mult și spune cam așa: lucrurile oricum se întâmplă, important este cum treci tu prin ele. Și atunci, indiferent că este o problemă, că este ceva ce te depășește, că nu faci față, că nu știi cum să gestionezi, cu siguranță există o soluție dacă te liniștești și cauți acea soluție. Și atunci, într-adevăr, poți să o aplici. Dar ține de atitudine. Care este atitudinea mea în fața provocărilor? Ce aleg să fac? Să fug, să stau, să mă sperii sau aleg să merg înainte? Pentru noi românii, atitudinea asta în fața unui consilier de imagine e încă nouă. În țările civilizate despre care nu vorbim, atitudinea asta e de secole. Consilierii de imagine au existat tot timpul și au ajutat marile sau micile personalități să iasă în lume așa cum au ieșit. Într-adevăr, în afară există foarte multe tipuri de cursuri de pregătire, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii, și plecând de la fiecare persoană în parte și până la casele regale, sunt cursuri de dezvoltare personală, sunt cursuri de bune maniere, sunt cursuri care te ajută să te dezvolți ca și imagine, ca și atitudine, ca mod în care vorbești, discuți, te prezinți, interacționezi. Sunt foarte multe informații și, într-adevăr, toate contează. Dar noi românii suntem un pic mai snobi și nu vrem să acceptăm anumite informații sau ni se pare că nu este chiar ok să nu rămâi în pătrățica ta sau să încerci cumva să ieși în evidență sau să fii mândru de tine chiar. Suntem educați din
generațiile mai vechi că trebuie să fim foarte modești și eventual să așteptăm să ne laude ceilalți, dacă se poate. Nu cumva să ne lăudăm singuri sau nu cumva să fim mândri de noi și eventual, dacă auzim un compliment, să ne speriem de el și ori să nu-l acceptăm, ori să reacționăm foarte urât. Și uite, legat de atitudine, da, mă amuz de fiecare dată, pentru că inclusiv femeile, dacă primesc un compliment, reacționează nu tocmai ok. Da, nepotrivit, pentru că nu sunt pregătite, pentru că așa au fost educate, pentru că vine așa ca un pietroi. Ce a vrut să zică? A vrut să mă ia în râs, chiar simte lucrul ăsta, nici nu știi cum să reacționezi. Poate generațiile care vin și pe care noi le educăm altfel, poate o să fie altfel în cazul lor. Hai să ne așezăm din nou în echipă, pentru că, uite, suntem pe final de întâlnire și echipa e cea care contează cel mai mult până la urmă. Într-adevăr, atunci când vorbim de organizarea unui eveniment, când vorbim de o companie, de un business, că e un startup, că este o companie mai mare cu o vechime de ani de zile în spate, echipa este foarte importantă. Pentru fiecare în parte, fiecare membru este o rotiță unui mecanism întreg, care dacă nu funcționează bine, celelalte rotițe trebuie să acopere partea sa. Și atunci este foarte important ca fiecare membru în parte să-și facă partea de atribuții, responsabilități, să fie foarte asumat și eventual, așa cum ne place nouă, să aibă și inițiativă. Pentru că ne dorim foarte mult să dezvoltăm viitori antreprenori. Nu ne dorim foarte mult să avem angajați. Noi ne dorim să-i dezvoltăm pe ceilalți, să-i ajutăm pe ceilalți să se dezvolte mai departe și să-și descopere abilitățile, potențialul și împreună să construim mai departe ca și parteneri. Vreau să terminăm emisiunea așa, într-un ton foarte optimist, pentru că eu știu că aici, colo, cuvântul echipă e doar un cuvânt și că toate mofturile, toate afectările, toate orgolile, vanitățile sunt deasupra, colcăie, și echipa rămâne așa, într-un colț, ca un creieraș mic care își caută identitate. Depinde de companie, de modul în care lucrurile se întâmplă acolo. Eu am avut privilegiul să lucrez cu tot felul de echipe și vreau să spun că, într-adevăr, reticența este foarte mare la început. Foarte mulți au o notă foarte mare de entuziasm și cred că vor să facă lucrurile să se întâmple, dar nu au curaj, ori nu au încredere în ei să le facă, ori sunt obișnuiți cu un anumit tip de management și nu reacționează așa cum ar trebui. Dar este foarte important ca managerul să știe, să conștientizeze și să aplice anumite lucruri care să-i ajute echipa să se dezvolte. Pentru că așa cum o echipă se dezvoltă foarte bine, este clar că și compania va funcționa foarte bine. La fel cum, uite, Carmen a vorbit mai devreme de mediul politic și schimbările care sunt în acest moment, guvernul nostru ar trebui să știe că dacă ar ajuta antreprenoriatul să funcționeze, bugetul statului ar crește. Și atunci hai să facem lucrurile să funcționeze pentru toată lumea, pentru că în variantele în care nu ne ajutăm unii pe alții, așa cum spuneai mai devreme, că e vorba de echipe, că e vorba de o companie, de companii între ele, de statul român și companii, despre cine este vorba, este foarte important să putem colabora, să facem lucrurile să se întâmple în favoarea tuturor, să fie win-win, cum ne place nouă. Da, win-win, cu mult fair play, cu experiență, cu expertiză. Carmen Ungureanu, Laura Dabs, vă mulțumesc din suflet că ați trecut pe la mine. Sunteți oamenii noștri de poveste, mâine venim acolo pe la voi să vedem ce și cum. Mulțumesc! Mulțumim și noi de invitație! Oameni de poveste, și mâine de la 5, tot aici, la TLM. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez!